Avem bucuria să redeschidem astăzi Galeria Senso după 6 ani de absență și prezența dumneavoastră aici, într-un număr atât de mare, demonstrează faptul că de-abia ați așteptat acest eveniment. Eu sunt fericită că se deschide o galerie în București. Întotdeauna consider că este o dovadă de optimism și de cutezanță să deschizi o galerie, iar pentru că la Senso vorbim de o redeschidere, s-ar putea să fie deja un semn de însănătoșire a trupului nostru social, pentru că în fond o galerie înseamnă să investești în suflet. Pentru București este un lucru extrem de important. Pentru spațiul cultural, mai ales că e altceva. E aerisit, luminos, modern, frumos, important, mi se pare. Eu am văzut puține galerii de astea în Europa. Foarte puține. Așa cum am observat urcând de jos până sus, arată foarte bine, este cu lucrări de calitate, cu lucrări interesante. Mi s-a părut foarte mare, în primul rând, și când mă gândeam așa comparativ cu galeriile pe care le știu din adolescență și de pe lângă Teatrul Notara sau de pe Calea Victoriei, niciuna nu e așa spectaculoasă și pe două etaje, adică un duplex de galerie mi se pare foarte frumos. Doamna Anca Vlad a susținut nu numai acest spațiu expozițional, ci și toate cele 11 ediții ale taberelor care s-au materializat printr-un număr important de lucrări, lucrări care, avem certitudinea, vor îmbolnăvi la un moment dat simezele unui așteptat muzeu de artă contemporană. O deschid cu o mare bucurie, în primul rând. E un vis împlinit. Am lucrat ceva până am reorganizat tot spațiul ca să fie o galerie modernă și profesionistă. Ce gânduri o deschid? Gândul să avem aici numai expoziții frumoase și să bucurăm oamenii ca în seara asta. Organizatorii au ales pentru acest moment o expoziție care se numește Coduri Europene. Este vorba despre o tabără internațională care a început în anul 2004 și s-a continuat până în 2013. Anul acesta va fi din nou o ediție. Este vorba despre o tabără care se desfășoară la Eforie Sud și care reunește la oaltă, prin intermediul Asociației Femeilor Creatoare de Artă din România, Asociației Fildas Art și, desigur, programului Catena pentru Artă, creatoare de mare prestigiu din țară și din străinătate. E o realizare să faci o expoziție atât de mare și bogată. Toți ar trebui să-și îndrepte pașii măcar o dată pe săptămână aici, când se plimbă pe la fântâni, pe la Piața Unirii, pentru a intra în Galeria Senso. Așa încât nu e vorba numai de mine aici, ci de sutele și sutele de oameni care mi-au depășit și mie așteptările, lume ca la un meci de fotbal, la deschiderea unei galerii de artă. Asta mi se pare cel mai frumos lucru.